Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la episodul cu numărul 23 din Casele Abonaților. După cum am promis, săptămâna aceasta avem un nou episod și vreau să vă mulțumesc tare mult celor care mi-au trimis case pentru acest episod și sper să o faceți și de acum încolo. Însă, înainte de a începe, nu uitați să lăsați și voi un like acestui episod. Bineînțeles, aștept și comentariile voastre la final și să-mi spuneți exact care din construcțiile pe care le veți vedea în următoarele minute v-a plăcut cel mai mult. Iar noi, dragilor, o să începem cu construcțiile trimise pe Gmail, adică cei care nu au jocul original și, bineînțeles, puteți să-mi trimite și de acum încolo. Aveți aici adresa de e-mail unde puteți trimite construcțiile voastre și o să începem cu prima construcție care este trimisă de către Anahi și mi-a lăsat și un mesaj acolo foarte drăguț. Îi mulțumesc tare mult. Mi-a spus că are și o familie în această casă și sper ca de acum încolo să îmi las și comentarii la clipurile mele. Așa că haideți dem ce construcție a făcut aici în 3, 2, 1, boom! Haideți dem construcția în Tartosa, se pare că e această casă și arată foarte interesant. Mi-a spus că și familia și construcția sunt propriile ei creații și așa și trebuie. Nu să dau la dați de prin altă parte, dar măiculiță, arată foarte interesantă această construcție. Am început bine episodul, plină cu de toate nebunile. Ulu, a venit și Grim Reaper pe aici, se pare. Bă, da, ce mișto e, fă. Uai, da, aici e de treabă importantă ce e în casa asta. Ok, haideți să dăm la interior. Deci exteriorul este extraordinar și îmi place foarte mult că ai multă verdeață și bine așezată. Frumos iarăși cu Ico pe aici, am totul bine. Haideți de la interior cum stă treaba. Mama mea, ce e aici, te doare mintea câte lucruri. Deci începem din partea asta. Avem o cameră pentru copii, frumușel în partea asta, bine organizată cu tot ce trebuie. După care aici avem o cameră, cred că este camera părinților, cu roșu și cu negru ăsta. Se vede foarte bine, așa îmi place. Uite câte chestii pe aici pe masă, vai doamne. Ok, și au și ieșire pe balcon în partea asta, foarte drăguț. Ia uitați, a, ce mișto e chestia asta, unde și întinde rufele. Foarte frumos, uite, eu nu m-am gândit să fac chestia asta. După care avem o cameră pentru o fată. Cred că pentru fata de aici va fi camera aceasta, deci cumva este pregătită. După care avem această băiță care arată foarte bine, are absolut tot ce îi trebuie și vreau să spui în comentarii dacă vrei acest lucru, bineînțeles, dacă tu joci în momentul ăsta cu familia asta, pentru că mi se pare destul de interesantă. După care au și o saună pe partea asta, ăștia chiar sunt bogați. Bine, nu prea, 25.000, nu știu cum întreține casa asta. Ok, și aici avem încă o baie. Îmi place că ai două băi pe etaj, unde avem și mașini de spălat și toate lucrurile acestea. Și haide să trecem la parter. Ok, uaileu. Deci în partea asta avem un office care, ia uitați câte lucruri are prin el. Deci e plin cu tot felul de nebunii. Mamă, de mult n-am mai văzut o construcție de genul ăsta. După care avem aici hall-ul. În partea asta avem un living foarte bine organizat. Ia uite aici și cu pack-ul ăsta nou, toate lucrurile. Da, îmi place ce văd aici. Uite PlayStation-ul pe partea asta. Și aici avem zona de dining. Ia uite și pe aici așezate astea. După care iarăși o baie care are și multă verdeață. Îmi place că ai multă verdeață prin casă și dă foarte bine, iar în partea aceasta avem o bucătărie care e micuță, dar are absolut tot ce trebuie și bineînțeles că avem și un pufos pe aici din ce observăm, dar ia uitați câte chestii. Da, îmi place, uite și la intrare pus ăsta aici, foarte frumoasă construcția, chiar arată foarte bine. După care avem aici o terasă, cumva se iese în spate, unde avem iarăși o masă, un grătar pe partea aia și avem și o grădină în curte, unde avem niște găini pe partea aceasta și un loc unde putem planta diverse legume și aici locuri de joacă, piscină pe partea asta, da. Ia uite ce frumos, e și un spațiu de ăsta pentru foc de tabără, foarte frumos. Păi da, ce pot să zic de această construcție? Va primi de la mine 5 steluțe cu felicitări și sper să mai îmi trimis pe viitor alte construcții. Iar noi, dragilor, haide să trecem la o nouă construcție. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Nu uita să folosești codul Life of Sims la orice comandă și primești garantat 3% reducere din prețul inițial. Toate informațiile le găsești în descriere. Și am ajuns la casa cu numărul 2. Este trimisă de către Beatrix Simo și haideți să vedem ce construcție avem aici în 3, 2, 1, bun! Haideți să vedem construcția. Uelo! E ceva cu Hollywood, cu nebunii. Ce mi-a spus în mesajul din Gmail. Ok, arată foarte bine pe exterior și îmi spune că pe timp de noapte se vede foarte bine. O să vedem la final lucrul acesta. Îmi place cum ai și mașina pusă la intrare aici, chestia asta. Foarte drăguț, arată foarte bine construcția. Și la piscina aici toate lucrurile astea puse. Băi, nu știu ce se întâmplă cu voi de ați început să trimiteți construcții de astea extravagante așa. Ok, haideți să dăm la interior despre ce este vorba, că aici este cel mai important lucru. Opa, aici ce se întâmplă? N-avem nimica.
ia uite-te deci este cu... Am înțeles. Ok, deci aici avem o zonă de playground sau ceva de genul acesta și de relaxare. Da, e foarte frumos și îmi place cum ai pus chestia asta aici, chiar arată foarte bine. După care în partea asta avem un dormitor, trebuie să fac așa pentru că nu le văd camerele. Arată bine, îmi place și frumos cu office-ul pe partea asta. Baia arată foarte bine așa pe negru ăsta, e foarte luxuriant aș putea spune. Dar haide să vedem acum așa, așa, ok. Și aici cum ai pus toate lucrurile astea, avem și un șemineu aici. Ok, după care avem în partea de jos, dar priviți cât de frumos se vede de aici așa de sus, este foarte înaltă construcția. Haide să coborăm la parter, cred, și să vedem și aici. Ok, deci asta ar fi living-ul, dita mai televizorul, cred că nici la cinema nu există un televizor atât de mare. Bun, după care avem, oh, este o casă așa mai, cred că ceva de vacanță, mă gândesc, ia uite și de astea de DJ pe partea asta și asta cu apă pe aici, uite cum ai pus astea pe aici pe sus, ok, mi-au dispărut câteva obiecte apropo. Bun, și aici îmi place, ce îmi place la această construcție este că e foarte așa curată, în sensul în care nu are multe chestii și se potrivește pentru casa asta, că nu este foarte plină de multe alte obiecte. Și aici avem o bucătărie, ok, ia uite cum ai pus parele aici, ce drăguț, foarte frumos, îmi place bucătăria, deci bucătăria este piesa de rezistență, ca să zic așa. Și aici cred că mai avem încă o baie, foarte bine amenajată, ok, arată foarte bine. Deci cam asta ar fi casa, da, este gândită foarte bine. Cel mai interesant mi se pare zona asta cu piscina, care schimbă absolut totul. Și aici cred că avem un loc pentru piscină, cred. E sauna aici. Ei, ia uite bă, cât am mai căsoiul aici. Și zona asta e foarte frumoasă. Și astea pe aici, cum le-ai așezat? Da, ce pot să zic, construcția ta merită de la mine 5 steluțe și sper să mai trimis pe viitor și alte construcții. Și hai să vedem și pe timp de noapte, că ai zis că se vede foarte interesant. Da, e foarte bine luminată casa, cu toate că astea le-aș fi schimbat, aș fi pus altceva mai modern. Construcția este foarte drăguță și ăsta aici îmi place cum ai ales să-l pui. Așa că, dragilor, haideți să dăm o nouă construcție. Și am ajuns la construcția cu numărul 3, este trimisă de către Patrick și haideți de ce construcție avem aici în 3, 2, 1, BOM! Este un starter home din ce mi-a spus el, a, ce cochetă, e foarte micuță, așa chiar arată foarte bine pe exterior. Deci se pare că și o casă care e micuță poate să arate foarte bine, îmi place foarte mult cum ai ales. Și gardul arată foarte bine, la fel că ai pus verdeață pe partea asta, dar aveți ceva acum văd cu chestiile astea, cu panourile astea fotovoltaice, văd că majoritatea le folosiți. E, aici aș mai fi pus sau poate așa ai vrut tu, poți să-mi spui în comentarii. Aș pus chestia asta, vezi, schimbă puțin așa, dă oarecum o altă imagine casei, o altă față imagine casei, dar avem în spate, ia uite, și o piscină aici, foarte interesant. Haideți să vedem la interior cum stă treaba. Mi-a zis el că este un starter home, are absolut tot ce îi trebuie, îmi place cum este utilată casa, deci avem aici în partea aceasta o baie, un dormitor foarte simplu și aici o bucătărie, o zonă de mâncare și bineînțeles living-ul pe partea aceasta, dar oglinda asta e imensă, ia uite, stai pe tron aici și te vezi direct, auliu, auliu, am înțeles. Da, dacă ar fi să aleg, cred că mai degrabă îmi place cum arată construcția așa la exterior și la interior aș mai schimba puțin. Parcă aici puteai să pui mai multe lucruri, zic eu, adică mai erau niște chestii, că ai foarte multe spații goale și fiind o casă micuță așa puteai să pui mai multe lucruri în ea, dar pe exterior casa arată foarte bine, chiar îmi place foarte mult așa cum se vede. Și vei primi de la mine pentru această căsuță 3 steluțe și sper să mai trimiți pe viitor și alte construcții. Iar noi, dragilor, am încheiat cu construcțiile pe Gmail. Așa că haideți să trecem la construcțiile trimise pe galerie. Ok, și am ajuns la construcțiile trimise pe galerie, așa că vom începe cu prima construcție. Este trimisă de către Daniel Lungu, sper să nu greșesc, și haideți să vedem ce construcție a făcut în 3, 2, 1. A spus el că ne-a trimis o construcție ceva ca la țară, ca să zic așa, o casă țărănească și din ce observ nu are geamuri, pentru că a avut custom content. Eu am selectat acum și construcțiile cu custom content, dar na, nu ar fi neapărat o problemă. Încercați pe viitor să nu mai folosiți custom content pe care eu nu l-am, pentru că nu pot să văd construcția exact cum ar arăta ea și poate ar fi mult mai frumoasă dacă ar avea și toate lucrurile acestea, dar casa așa arată foarte bine, îmi place foarte mult cum ai amenajat în curte aici la intrare și zona asta unde avem ceva pești și alte chestii de genul acesta. Grădinuța aceasta de la intrare e foarte frumoasă, chiar arată foarte bine. Și haideți să trecem la interior, văd că este și pe partea asta cu eco și să vedem la interiorul. Cam așa arată, foarte încărcată, îmi place. Deci aici avem un dormitor și îmi place că e așa la oarecum exact ca casele acestea de la țară care sunt la stradă, cum ar veni, și are dormitorul exact în partea aceasta, dar arată foarte bine, îmi place că ai respectat cromatica și casa oarecum peste tot arată cam la fel, nu este nicio diferență. Dormitorul arată, îmi place foarte mult, după care avem o bucătărie care este practic cu living-ul în același loc, după care în partea aceasta ar fi holul de intrare în casă, ia uite și aici ai pus ceva foarte interesant, oh,
Eu uite, ceasul ăsta nu cred că l-am folosit vreodată în construcțiile mele. Poate tabloul ăsta n-ar fi fost indicat, ca să zic așa, și ăsta cred că e custom content sau ceva. Ăsta la fel e prea modern, dar îmi place cum ai aranjat chestiile astea pe aici, arată foarte bine. Și în partea asta avem o cameră pentru un băiat, cred, ceva, care arată ok, îmi place. Și avem o singură baie în partea aceasta. Da, casa este foarte bine aranjată și camerele la fel sunt foarte bine așezate în această casă. Iar pentru această construcție, Daniel, vei primi de la mine 3 steluțe. Aș fi vrut să-ți dau 4 steluțe dacă casa avea și geamurile și ușile, însă din păcate acest lucru nu a fost. Sper să mai trimis pe viitor, iar noi, dragilor, haideți să trecem la următoarea construcție. Următoarea construcție este trimisă de către Chris, tot pe galerie, și haideți să vedem ce a pregătit ea aici în 3, 2, 1, bon! Pentru prima oară vedem un salon de evenimente sau ceva, un nu știu cum să-i zic, dar cred că asta vrea să fie, destul de interesant în aer liber. Ok, și haideți să vedem, deci pe aici ar fi intrarea frumos cu niște petale nebunii, însă mica problemă e că asta aș fi dat-o oarecum puțin mai în spate ca să rămână mai mult spațiu în partea aceasta și cred că aș fi pus ceva, nu știu, verde pe jos mai degrabă, să fie mai verde, așa, știi? Și aici nu pot să zic neapărat că îmi place cum este făcut, nu-mi pare finisat mai degrabă având chestiile astea pe aici, dar avem frumușel. Îmi place în schimb cum ai amenajat, tu ai pus toate florile pe aici, chiar arată foarte drăguț și gardul ăsta este foarte interesant, după care aici avem două ringuri de dans din ce observăm. Ia uite, avem și viceu public pe partea asta, deci ne-am gândit la toate lucrurile acestea. Copacii ăștia sunt foarte frumoși pentru că și luminează pe timp de noapte, bineînțeles un bar pe partea asta și aici avem mese cumva împrăștiate, 2-4 mese. Mi se pare terenul cam mare și doar 4 mese așa pentru invitați. Puteai să pui mai multe lucruri aici. În schimb îmi place zona asta așa cum ai făcut-o aici cu scaunele frumos pe partea asta și acest loc unde se oficializează practic evenimentul îmi place, dar aș fi pus tot la fel aici, de asta cred eu că nu este finalizată construcția. Aș fi pus ceva de genul ăsta și în partea asta aici iarăși ar mai fi fost o chestie pe care puteai să o pui și anume astea. Uite așa să se vadă puțin diferit totuși, dar îmi place și arcada asta pe care ai ales-o, pianul ăsta frumos aici, exact cum am zis, cred că marele atu al acestei construcții ar fi cum ai organizat pe aici partea asta de flori și toate chestiile acestea. Nu sunt foarte multe lucruri de spus, pentru că puteai să mai lucrezi aici și puteai să faci chestii mult mai interesante, iar pentru această construcție vei primi de la mine 2 steluțe și sper ca următoarea construcție să fie mai bine finisată, pentru că asta, exact cum ți-am zis, mi se pare puțin nefinalizat așa, adică mai aveai lucruri de pus pe aici. Iar noi, dragilor, haide să trecem la următoarea construcție. Construcția cu numărul 3 este trimisă pe galerie de către Mara Teona și mi-a spus acolo ceva că s-a simțit inspirată în urma live-ului pe care l-am făcut eu cu casa aceea în stil scandinav și a zis să facă așa o construcție, așa că haide să vedem și noi ce a construit în 3, 2, 1, bon! Ia să vedem noi ce avem aici. Ce drăguț, îmi place așa cum arată, foarte interesant, foarte îndrăzneață culoarea așa cu negru ăsta, mi se pare destul de interesant, îmi place foarte mult cum ai ales verdeața pe partea asta, chiar arată foarte bine, cred că e intrare undeva pe partea asta, dar... Da, casa arată foarte bine, modernă, așa, chiar îmi place foarte mult și haideți să vedem la interior ce avem noi, pentru că aici este foarte important. Ok, și avem etajul acesta în care găsim un dormitor foarte cochet, bine aranjat, după care avem aici un office ceva și aici cred că e un dressing pe partea asta. Oh, ce drăguț cu oglinzile astea, chiar arată foarte bine și cu mobila asta așa înaltă. După care avem o baie pe partea asta și un mic holuleț. Da, arată foarte bine, îmi place că e compactă casa așa, adică nu camere foarte mari și în care să nu ai lucruri, ci e foarte bine gândită. Și haideți să vedem și la parter, parcă și aici puteai să faci ceva pe balconul ăsta. Ia să vedem parterul, unde avem un living, ok. Masa asta nu prea îmi place și nici asta nu sunt chiar pe placul meu, să zic așa. Televizorul ok, dar puteți să mai pui pe aici ceva chestii și pe peretele ăsta. După care avem iarăși aici o zonă asta, cred că ai pus tu special așa, dar la fel ceva mai multe tablouri trebuiau puse pe partea asta. După care avem o baie aici sau ceva. Vai, ce mișto e făcut aici, chiar îmi place. Uite, o idee foarte interesantă, da, foarte drăguț. Avem și o zonă unde spălăm și chestii de genul ăsta. Mamă, 3 mașini de astea, oileu, înseamnă că e mult de spălat aici. Bucătăria care arată superb, îmi place foarte mult. Dar unde se mănâncă aici? Unde stă lumea la masă? Afară sau pe unde se mănâncă? Ce drăguț e aici. Ia uite ce frumos e spațiul ăsta, da, îmi place foarte mult. Oh, și mai avem aici încă o locație tot așa de relaxare. Dar aici cred că mai trebuia ceva, nu știu, o masă, eu știu pe unde mănâncă și oamenii ăștia. Ok, pentru această construcție vei primi de la mine 4 steluțe și sper să mai îmi trimiți pe viitor alte construcții. Iar noi, dragilor, haideți să vedem o altă construcție.
Și am ajuns într-un final la ultima construcție din acest episod. Este trimisă de către Lil Simser și haideți să vedem ce construcție ne-a pregătit aici în 3, 2, 1, bom! Ia să vedem ce casă avem aici. Ok, arată foarte bine, îmi place. Casa a fost construită pe un lot mai mare, cu toate că ea este mai micuță. Ce foarte mult la intrare aici, acum ai făcut curtea asta micuță, e chiar destul de interesantă și cu chestiile astea. Și haideți să vedem la interior despre ce este vorba. Bun, mamă, dar ce mic este spațiu pe aici. Ok, avem un grătar aici, ceva mese de relaxare, un birou aici și îmi place foarte mult acest tablou sau ce vrea să fie, chiar e foarte interesant. Iar în partea aceasta avem un dormitor care îmi place pentru că este așa oarecum vizibil din toate părțile și avem și o baie pe partea asta. Mamă, dar ce mic este tot spațiul pe aici. Dar oricum este bine amenajat. Ia uite și aici încă un balcon pe partea asta unde iarăși avem o zonă de relaxare și haideți să vedem la parter. Deci etajul arată foarte bine. Parterul, ok, aici avem un living, deci totul este pe culori de negru, culori mai închise, cu un televizor, un șemineu, foarte bine aranjat, ok, după care avem zona aceasta unde se servește masa sau ceva, cred, poți să-mi spui dacă așa este, după care aici avem bucătăria care arată foarte bine, deci cred că în episoadele astea bucătăriile au fost cele mai interesante, este foarte bine gândită și amenajată și mai avem în partea aceasta o baie, care asta, da, îmi place cum se vede așa cum ai ales și culoarea, da, chiar arată bine construcția. Și vei primi de la mine pentru această căsuță 4 steluțe și sper să mai îmi trimiți pe viitor și alte case. Iar noi, dragilor, am ajuns la final de episod și vreau să vă mulțumesc tare mult celor care au trimis căsuțe și sper să-mi trimiteți în continuare. Pentru următorul episod aș vrea să vă pun oarecum un challenge, să nu mai construiți ceea ce vreți voi și anume pentru episodul 24 îmi doresc de la voi să construiți un restaurant. Bineînțeles, folosiți, vă rog, hashtag-ul casele abonaților EP24. V-am lăsat și pe ecran ca să pot să vă găsesc casele și încercați să nu folosiți custom content. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați și voi un like. Aștept și comentariile voastre să spuneți din punctul vostru de vedere care a fost cea mai drăguță casă din acest episod. Bineînțeles, promo cod PNBA 3% pentru The Sims 4, dar și alte jocuri. Iar până la un nou episod de Sims, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!